La ultima întâlnire din acest an, oficialii și jucătorii Forestei au ciocnit un pahar și au rememorat principalele momente de pe parcursul turului de campionat. Da, sigur, acum e cea mai frumoasă întâlnire, pentru că suntem la sfârșitul turului ăsta de campionat. Băieții intră în vacanță începând de astăzi. Sigur că e o atmosferă plăcută și e bine să trăim cât mai multe momente din trasa, să fim toți împreună și să ne bucurăm până la urmă de eu știu, echipa asta. Starea de spirit este bună. Am hotărât să ne reunim în acest cadru festiv la sfârșit de an, pentru că așa este normal să stăm și în astfel de momente împreună, să ciocnim în parc băieții. A fost un tur de campionat cu oscilații. Am început mai prost, am continuat, apoi a venit acea serie de 8 victorii consecutive, apoi a intervenit un picaj. Eu zic că una peste alta a fost un tur, să zic așa, reușit. Sperăm să facem o figură mai frumoasă în primăvară și să terminăm în prima parte a campionatului, așa cum ne-am propus și la început. S-ar trebui să fie un lucru normal pentru fiecare echipă. Chiar dacă a fost un an mai bun sau mai puțin reușit, este ultima masă împreună în acest an. Fiecare merge să petreacă sărbătorile alături de familie și personal țin foarte mult la aceste adunări, la aceste momente, pentru că ne simțim bine, stăm mai mult unii cu alții, povestim, putem să bem un pahar de vin și cred eu nu pot face decât bine unei echipe. Componenții Forestei au ținut să îi oferă un cadou președintelui Dorin Goian, care a împlinit luni vârsta de 36 de ani. Da, am primit un tricou de la echipa noastră, de la Foresta, cu semnăturile tuturor jucătorilor, numele meu pe spate și numărul 3, cel cu care am evoluat în perioada când jucam la Steaua. O surpriză foarte plăcută. Este primul tricou care îl primesc eu fiind în calitate de președinte. Fotbaliștii suceveni vor relua antrenamentele pe data de 11 ianuarie, atunci când este programată reunirea lotului. După 21 de etape desfășurate în campionatul Ligii a doua, Foresta Suceava ocupă locul 9 cu 26 de puncte.